Bună ziua! Mulțumesc foarte mult celor care s-au conectat. Am avut un pic de întârziere, dar acum putem să începem evenimentul nostru de discuții cu privire la rolul rețelelor de socializare sau platformelor social media în cadrul campaniei electorale și alegerilor. Și astăzi o să ne referim, de fapt, mai mult la alegerile care au trecut, aproape o lună, puțin peste o lună în urmă. Am avut turul 2 de alegeri în care cetățenii au fost chemați la vot să-și aleagă președintele, iar noi, cei de la Asociația MediaPoint, ne-am uitat peste cum candidații au utilizat rețelele de socializare în cadrul campaniei pentru a comunica cu alegătorii, pentru a-și prezenta platformele electorale. Și o să avem astăzi o discuție pe marginea la cum, de fapt, sunt utilizate rețelele de socializare în cadrul campaniei, aspecte generale, impactul acestora asupra integrității campaniei electorale, cât și alte momente pe care sper că o să le puteți și voi cei de acasă comenta, pentru că o să monitorizăm comentariile care vin la pagina de Facebook și pe prevest.eu și o să putem să primim întrebări în ultima parte a evenimentului. Vreau în primul rând să menționez că acesta este un eveniment de discuții referitoare la rolul social media în campania electorală, organizat cu suportul Slovak Age și National Endowment for Democracy. Evenimentul este organizat de către organizația MediaPoint și în parteneriat cu Memo 98 din Slovacia, iar pe parcursul la următoarea o oră și jumătate aproximativ, sperăm să vă avem împreună cu noi la acest eveniment. Împreună cu mine astăzi aici alături sunt două invitate care la fel au monitorizat sau au observat rolul social media în campania electorală, doar că din alt punct de vedere. Este Victoria Dodon de la Centrul pentru Jurnalism Independent și Lilia Zaharie de la Asociația Presei Independente. Și înainte de a începe prezentările propriu-zise, aș vrea, de fapt, să îi dau cuvântul unui invitat special astăzi. Din păcate, din cauza pandemiei, nu a putut fi alături de noi fizic, dar s-a conectat live. Și o să încerc să fac legătura prin Zoom. Rasto, can you hear us? Yes, can you hear me? E ok, da? Se aude. Ok, Rasto, I just introduced the event and our speakers, and I would like to invite you to say a few words about our joint effort. Well, thank you very much, Livia, and greetings from Slovakia. I'm really honored to have the opportunity to speak with you this afternoon, and it will be my pleasure to speak a little bit about our exercise and also perhaps to elaborate a little bit about the role of social media during elections. Bună ziua tuturor! Vă salut din Slovacia! Sunt onorat să fiu astăzi cu voi în acest eveniment și, de asemenea, am fost onorat să fac parte din exercițiul acesta de evaluare a rolului social media în procesul electoral. I'm also, of course, grateful not only to the MediaPoint for organizing this event, but also to the Slovak Aid for supporting this event. De asemenea, sunt recunoscător celor de la MediaPoint pentru că au organizat acest eveniment, dar și sunt recunoscător organizației Slovak Aid pentru că a susținut și a făcut posibil acest exercițiu. Maybe just a couple of words about my organization, Memo 98. So we have worked for more than two decades focusing on media coverage of elections, you know, primarily focusing initially on traditional media, but for about last 5 years, we have also been focusing on social media.
Și de asemenea aș vrea să spun câteva cuvinte despre companie pe care o reprezint, Memo 98. Această companie deja de două decenii este implicată în studierea acoperirii media a alegerilor. De obicei verificam acoperirea tradițională media, dar în ultimii 4-5 ani am început a studia și acest fenomen de acoperire social media a alegerilor. And I think you know what we have seen also in Moldova and also in other countries where we monitored social media is that you know they really their sort of importance in the framework of election has been growing. Și de asemenea ce am văzut în Moldova, am observat și în alte țări în care rețelele sociale, social media este implicată în alegeri și anume am observat importanța crescândă a rețelelor sociale, a social media în procesul electoral. On the other hand, also politicians, you know, they are now able to communicate directly with their supporters and potential voters. Without journalists and media houses as their intermediaries. Și pe de altă parte am observat că și politicienii folosesc social media pentru a comunica direct cu alegătorilor, dar și pentru a ajunge la potențial alegători în mod direct, fără mai folosi jurnaliștii, companiile media ca intermediari. So initially people really welcome you know this ability of social media to destroy monopolies on information in some countries. They also welcome the fact that social media could be used as an excellent tool to mobilize supporters. So initially, the picture about social media's involvement in elections was very positive. Și aș vrea să menționez că inițial fenomenul acesta de implicare a social media în procesul electoral era văzut ca ceva pozitiv. De exemplu, se putea folosi ca instrument de organizare a alegătorilor. Într-un fel, era un monopol de comunicare, de a ajunge la potențiali alegători. But then came 2016. And we had Brexit, we had US elections, and so we understood that, you know, apart from these positive aspects, I mean, the social media could also be used to undermine the integrity of elections, including by dissemination of disinformation. Dar prin 2016 am avut diferite fenomene ca Brexit, alegerile din Statele Unite și am observat că social media este folosită din ce în ce mai mult pentru a știrbi integritatea alegerilor și a, într-un fel, a reduce încrederea în acest proces prin toate informațiile distribuite, informațiile incorrecte distribuite. And this is why I think it's very important to conduct these activities like other organizations did prior to your elections. I think it's important to understand the impact of disinformation and propaganda on our democracies, on freedom of expression, journalism, civil space in general, as these are phenomena which require some kind of response. Și de asemenea, cred că este important, din aceste motive este important să desfășurăm asemenea exerciții de monitorizare pentru a vedea care este impactul distribuirii acestor informații incorrecte și pentru a putea să respectăm dreptul la liberă, la dreptul de liberă expresie, libertatea cuvântului, în același timp studiind și cealaltă parte a fenomenului, cea de dezinformare. And I believe that social media monitoring could provide a basis for responsive advocacy, such as intervention with firms, you know, with Facebook, with Twitter, and long-term advocacy for better regulation.
Și cred că asemenea exerciții de monitorizare a social media poate duce la un advocacy responsabil. Cum ar fi, dacă o persoană observă aceste dezinformări, pot să apeleze, să pledeze la urmăritorii de pe rețelele sociale să informeze în mod corect. Și acest advocacy responsabil poate duce la politici mai bune, la reguli mai bune. So social media monitoring enables us to have a better understanding of the role of social media during elections, their impact on electoral integrity. Așadar, monitorizarea social media pe parcursul procesului electoral ne ajută să înțelegem, în primul rând, rolul social media și impactul avut de acesta în respectarea integrității informaționale și a candidaților. What is important is that the use of social media monitoring to address disinformation can be used for planning how to address these threats as they emerge. Și având această monitorizare a social media, se poate de observat fenomenele de dezinformare și se pot adresa sau soluționa sau aborda aceste pericole ce vin din dezinformare. And I think domestic observers, think tanks, organizations such as MediaPoint, they could really team up with media, with journalists to monitor online content, to detect disinformation campaigns, and to establish maybe even a rapid reaction mechanism to limit the impact of hate speech, online propaganda and disinformation on elections. Și cred că observatorii locali a acestor fenomene sau organizațiile think tank sau organizațiile media, cum este și MediaPoint, ar putea să colaboreze cu jurnaliștii, cu instituțiile media tradiționale pentru a observa acest fenomen de dezinformare și pentru a crea un mecanism de reacție rapidă la aceste fenomene de dezintegrare și pentru a le combate. And so we actually detected this negative campaigning, even disinformation, even in these elections in Moldova, particularly in between the rounds. Chiar aș vrea să menționez că noi în exercițiul nostru am și detectat o asemenea campanie negativă de denigrare, de dezinformare, în special între cele două tururi electorale. What was very interesting was to see actually the same candidates who made it to the second round as in 2016, and it was very interesting to compare the level of disinformation on Facebook and other social media platforms. Și a fost foarte interesant să facem acest exercițiu de monitorizare și să observăm că, de fapt, în turul 2 au ajuns aceiași candidați care au concurat în alegerile din 2016 și a fost interesant să observăm campaniile de dezinformare care au fost organizate pe Facebook și pe alte rețele sociale. What was very interesting was that that we saw that many of these disinformation attempts actually moved from Facebook to YouTube, and this is possibly because of the strict advertising policies established by Facebook. Și ceea ce a fost interesant să observăm a fost că aceste încercări de dezinformare au fost mutate de pe Facebook pe alte rețele, cum ar fi YouTube, probabil din cauza stricteței politicii Facebook referitor la postările sponsorizate. So it shows that indeed there is still a lot that these big tech companies should do in order to make sure that that we eliminate this negative phenomenon during our electoral processes. Ceea ce arată că companiile relevante, IT, companiile acestea mari, pot să facă multe lucruri și mai este încă mult de făcut pentru a elimina complet aceste încercări de dezinformare pe platformele lor. And not only the big tech companies, I think it's really time to consider establishing possibly regulations on the side of
of state institutions that would actually look into these negative aspects, negative phenomena. Și aș zice că poate este timpul ca nu doar companiile IT să plaseze asemenea politici stricte, dar poate a venit timpul ca și instituțiile de stat să creeze anumite regulamente sau reguli care să prevină asemenea încercări de dezinformare sau de campanie negativă. So in conclusion, I really hope that our joint monitoring done by MediaPoint and Memo 98 could increase information exchange to deepen knowledge about these emerging trends and help to establish appropriate oversight mechanism to tackle such phenomena in the future elections. Și ca o concluzie, eu sper ca monitorizarea aceasta comună realizată de către MediaPoint și Memo 98 să continuă pentru ca să permită un schimb de informații, un volum detaliat de informații despre acest fenomen și asemenea informații să ajute la stabilirea unor reguli, la îmbunătățirea fenomenului și la combaterea acestui. So once again, thank you very much for this invitation to participate. I'm very much now looking forward to hear from you, Livia, from the speakers, and of course, very happy to address any questions at some later stage. Asta fiind spus, eu vreau să vă mulțumesc mult pentru invitație la acest eveniment. Aștept cu nerăbdare să văd prezentările Liviei și altor oratori care vor urma și dacă aveți careva întrebări, sunt deschis și rămân pe linie ca să vă răspund tuturor. Okay. Thank you, Rasto. Please stay tuned. We will get back to you soon. Thank you. Okay. Ok. Deci, cum a menționat și colegul nostru din Slovacia, MediaPoint împreună cu Memo 98 a elaborat sau a produs un raport final referitor la exercițiul de monitorizare social media și alegeri pe care l-am făcut în perioada 1 septembrie 13 noiembrie. Deci, în această perioadă am monitorizat postările de Facebook, Instagram, cât și alte rețele de socializare a candidaților politici și a partidelor care și-au înaintat candidați pentru aceste alegeri prezidențiale. Iar de ce, de fapt, am avut acest exercițiu? Am fost motivați de faptul că în ultimii ani am observat importanța majoră sau crescândă a social media în cadrul alegerilor și a campaniei electorale. Acest instrument de comunicare este folosit tot mai des pentru a ajunge la o audiență mai mare de alegători sau potențiali alegători. De asemenea, pe lângă aspectele pozitive pe care le aduce cu sine social media pentru campania electorală, am fost martori și a multor campanii de dezinformare care erau lansate pe rețele de socializare, dar ulterior distribuite de utilizatori simpli, de cetățeni, pe profilele acestora, ceea ce în viziunea noastră ar putea să afecteze sau de fapt afectează integritatea campaniei electorale și, de asemenea, acestea ar putea să influențeze opțiunea de vot ale alegătorilor. De aceea, în această perioadă a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 1 și 15 noiembrie, am monitorizat postările candidaților și partidelor ca să vedem, de fapt, cum funcționează, cum utilizează ei social media în comunicarea cu alegătorii, ce postează, ce tematici abordează, cât de activ sunt pe social media sau mai puțin activ și respectiv în cele ce urmează o să vă prezint concluziile la care noi am ajuns. Ok, deci puteți să vedeți pe acest slide activitatea candidaților electorali din turul întâi. O să mă refer mai întâi la turul întâi, după care o să discutăm mai pe larg
despre turul 2. Deci în turul 1 vedem cine sunt cei, care au fost cei mai activi candidați la președinție și cât de mult au postat aceștia. Putem să vedem că numărul diferă de la caz la caz. Au fost unii care au ales să fie mai vocali pe Facebook și practic să posteze diferite mesaje către candidați și din contră au fost alții mai rezervați care nu au utilizat profilele de Facebook sau paginile de Facebook la potențial maxim. De asemenea, acestea sunt statisticile pe care noi le-am obținut referitoare la numărul de postări pe care le-au prezentat sau le-au avut partidele electorale în această perioadă. De asemenea, iarăși putem să vedem aceeași concluzie că unele partide au optat foarte mult pe prezența lor online și cu atât mai mult pe Facebook, Facebook fiind cea mai populară rețea de socializare în Republica Moldova și altele din contra, mizând probabil mai mult pe interacțiunea offline decât pe prezența online în această campanie. Postările candidaților și a partidelor, evident că au generat interacțiuni din partea utilizatorilor social media. Și prin interacțiuni menționez numărul de like-uri, comentariile la postări, share-urile, deci practic orice acțiune pe care o poate face un utilizator cu o postare de pe Facebook. Și vedem că practic favoriții, sau mă rog, cei care au obținut cele mai multe interacțiuni pe Facebook, au, de fapt, 71% din numărul total de interacțiuni a fost obținut de către Renata Osată și Maia Sandu. Deci, cu postările acestor candidați, cetățenii au interacționat cel mai mult în această campanie. Dar este important de menționat că, de fapt, toate postările candidaților au acumulat un număr de 2,08 milioane de interacțiuni. Ceea ce reprezintă un număr destul de mare, ținând cont că, din cauza pandemiei, probabil campania electorală a fost mult mai activă pe online decât pe offline, ceea ce putem să vedem și prin aceste cifre. Iar acestea sunt statisticile de interacțiuni pe care le-au obținut partidele. Deci, practic, Partidul Acțiune și Solidaritate a luat 50% din numărul total de interacțiuni care au fost generate pe paginile partidelor în campania electorală în turul 1. Ne-am uitat și peste tonul postărilor, tonul fiind, trebuia să alegem între neutru, negativ și pozitiv, putem să vedem că majoritatea postărilor au avut un ton nici pozitiv, nici negativ, deci cumva în această campanie postările au fost, din partea candidaților și partidelor, au fost relativ echilibrate. Totuși, trebuie să menționăm că postările negative au fost totuși prezente și au obținut un procent de 7,3 în totalul postărilor publicate de către actorii politici. De asemenea, pe lângă tonalitate, numărul de interacțiuni și alte cifre, ne-am uitat și la subiectele care au fost abordate de către politicieni, de către actorii politici. Și din acest grafic putem să observăm că marea majoritate a postărilor publicate de către aceștia au fost cu referire la campania electorală și aici mă refer la postări în care actorii politici vorbeau despre întâlnirile din teritoriu cu oamenii, postau poze, live-uri de la aceste întâlniri, menționau despre faptul că s-au întâlnit cu diferite grupuri de cetățeni și de alegători. Deci, cam, după, și cifrele arată că majoritatea postărilor au fost pe acest subiect, dar în același timp, excluzând subiectul alegerilor și alt gen de postări care au fost publicate pe paginile actorilor politici, am vrut de fapt să ne uităm la ce problematice au abordat aceștia în postările lor și graficul ne arată că drumuri și infrastructură a fost problema cea mai menționată în postările actorilor politici, fie că aceștia s-au referit și au dedicat o postare întreagă aceste probleme, fie că au menționat despre aceasta în mesajele lor publicate pe paginile de Facebook. Următoarea fiind unirea dintre România și Moldova, la fel un subiect destul de mult abordat în postările politicienilor.
Și a treia fiind salarii și pensii. Respectiv, de exemplu, dacă să ne uităm pe acest grafic, vedem că pandemia și COVID-19 a fost abia pe locul 5, deci cumva nu a fost foarte prezentă atât de mult în postările politicienilor și actorilor politici. Aici puteți să vedeți spectrul de emoții pe care le-a oferit utilizatorul posterelor sau mesajelor publicate de către actorii politici. Vreau să mă refer doar la câteva. De exemplu, putem să vedem că mesajele care conțineau elemente de polarizare etnică, cum ar fi mesaje despre limbă, diferențe dintre naționalități, suntem sau nu cetățenii ai acestei țări. Deci, practic, mesaje care au conținut astfel de elemente au avut cel mai mare procent de emoții de supărare sau angry la aceste mesaje. Deci, cumva, oamenii au apreciat negativ astfel de tematici abordate în cadrul mesajelor publicate pe paginile actorilor politici. De asemenea, dacă e vorba despre reacțiile de pe Facebook, deci cum știm, după cum cunoaștem, utilizatorii de Facebook sigur cunosc, putem să, deci Facebook ne permite să punem sau să acordăm un spectru de 6 emoții la postările de pe pagini și profile. Și ne-am uitat, am vrut să vedem ce emoții a obținut fiecare candidat cel mai mult în comparație cu alți candidați. Și putem să vedem, de exemplu, că emoție de love sau dragoste, dintre toți candidații, Maia Sandu a obținut cel mai mare număr. De exemplu, Dorin Chirtoacă a fost cel care a obținut o emoție tristețe în comparație cu alți candidați. Deci aceasta nu este emoția pe care a obținut-o cel mai mult din totalul pe care le-a avut la postări, dar în comparație cu ceilalți candidați. De asemenea, putem să vedem că cei care au obținut cele mai multe interacțiuni cu postările au obținut și cel mai mare număr de like-uri la postările acestora. Și acestea sunt statisticile despre banii care au fost cheltuiți pentru campania electorală pe platforma Facebook. Este important de menționat că anul acesta, de fapt, probabil este o premieră pentru Republica Moldova, în care noi am putut să vedem aproximativ cifrele sau bugetele care au fost cheltuite pe promovare plătită pe Facebook, deci pe platforma de Ads Library am putut să vedem bugetele fiecarei pagini de Facebook pe perioada din 4 august până în 27 octombrie pentru turul 1 și deja o să urmează mai departe să vorbesc despre turul 2. Deci, practic, vedem că diferiți candidați au ales să cheltuie sume diferite pe platformele pe Facebook, pentru comunicare pe Facebook. Probabil, cum ziceam, în timp ce unii candidați au fost foarte activi pe Facebook și, de asemenea, au și investit bugete mai mari, alții probabil au considerat că să nu utilizeze acest instrument pentru comunicare și, de asemenea, să se focuseze probabil pe campania offline sau în viața reală. De asemenea, aici puteți să vedeți cele mai populare postări care au venit din partea politicienilor. Deci, live-ul lui Renato Usatăi de la întâlnirea cu Igor Dodon a fost cea mai populară postare care a fost publicată de către un candidat în cadrul campaniei electorale și urmează Maia Sandu cu alte două videouri care la fel au generat multe interacțiuni. Iar ceea ce ține de partide, Partidul Acțiune și Solidaritate a fost cel care a primit cele mai multe interacțiuni la postările acestora, postarea din stânga fiind cea care a obținut cel mai mare număr de interacțiuni sau a fost cea mai populară dintre toate postările care au fost efectuate în perioada campaniei electorale din turul 1. Iar acesta este topul postărilor celor mai populare care au fost publicate de către mass media și vedem că postarea
celor de la TV8 este în top cu cel mai mare număr de interacțiuni, postarea despre ședința online a Comisiei Juridice, dacă nu greșesc. Deci aceasta a fost, conform statisticilor Facebook, cea mai populară postare publicată de către paginile mass media pe care noi le-am monitorizat. Noi am monitorizat un set de, cred că vreo 15 pagini, și dintre acelea, astea au fost cele mai populare. Și dacă e să ne referim la turul 2, aici un pic situația s-a schimbat, pentru că deja nu mai aveam 8 candidați, aveam deja doar 2 și respectiv ne-am uitat peste aceleași serii de indicatoare în cadrul monitorizării și putem să vedem că deși Igor Dodon a fost cel care a publicat mai multe mesaje pe Facebook și Instagram, cifrele ne arată că, de fapt, Maia Sandu a obținut mai multe interacțiuni, mai multe reacții la postări și mai multe distribuiri ale postărilor, în timp ce Igor Dodon a fost cel mai comentat candidat din alegerile din campanie din turul 2. Totodată ne-am uitat și peste alte alternative de rețele de socializare care au fost utilizate în cadrul acestei campanii și am observat că cei doi candidați s-au focusat pe diferite platforme. De exemplu, Maia Sandu a fost cea care a publicat câteva videouri pe TikTok și au acumulat peste 1 milion de vizualizări, în timp ce Igor Dodon nu a fost activ pe TikTok în turul 2, dar a fost mai activ pe YouTube. Însă putem să vedem că cumva Maia Sandu, prin utilizarea TikTok-ului, a compensat numărul de vizualizări și aproape l-a egalat pe cel pe care l-a obținut candidatul Igor Dodon. Totodată, Facebook sau instrumentul de monitorizare pe care noi l-am utilizat ne-a permis să vedem statisticile și din 2016 și am vrut să ne uităm, să le comparăm cu cele pe care le-am obținut în 2020. Deci, vedem că ambii candidați și-au mărit numărul de interacțiuni primite pe pagină în 2020 în comparație cu 2016, însă vedem o creștere mult mai mare în cazul candidatului Igor Dodon. Deci dacă în 2016 postările de pe pagina lui au generat 21.200 de interacțiuni, atunci în 2020 acestea au crescut practic de 10 ori în comparație cu cele din 2016. La Maia Sandu, la fel, vedem o creștere, însă este un pic mai mică. De asemenea, aceleași concluzii se atribuie și statisticilor privind reacțiile primite la postările candidaților. De asemenea, vedem o creștere a acestora. În cazul Maiei Sandu, în 2020 i-a obținut mai multe reacții comparativ cu 2016, însă și iarăși Igor Dodon a avut creșterea asta mult mai mare la numărul de interacțiuni decât Maia Sandu. Totodată, putem să observăm din statisticile de comentarii primite la pagină că Maia Sandu a primit mai puține comentarii la postările acesteia în 2020 comparativ cu 2016. În schimb, Igor Dodon, practic, numărul a crescut de 10 ori. Deci, cum ziceam, acesta a fost cel mai comentat politician sau candidat în cadrul alegerilor din turul 2. La fel și bugetele au fost diferite în 2016 față de în turul 1 față de turul 2. Vedem că lider la capitolul cheltuieli a fost Maia Sandu, dar totodată vedem că și Igor Dodon a alocat un buget mai mare în turul 2 față de turul 1. Și dacă e să ne referim la numărul total de like-uri sau like-uri la pagină pe care le-au avut acești doi candidați și ne-am propus să vedem de fapt dacă au crescut sau au scăzut în perioada campaniei electorale, vedem că Maia Sandu a înregistrat o creștere de 38,684 de like-uri mai mult
la sfârșitul campaniei în comparație cu începutul campaniei. Deci aceste like-uri au fost, de fapt, adunate pe parcursul celor două tururi de scrutin, în timp ce Igor Dodon a avut la fel o creștere a numărului de like-uri, însă substanțial mai mică în comparație cu Maia Sandu. De asemenea, noi ne-am uitat și peste dimensiunea de dezinformare și fake news în cadrul acestor alegeri, însă nu voi vorbi eu despre acest aspect astăzi, o să vă invit să vedeți ce am descoperit noi în raportul care l-am elaborat și care este disponibil pe care va fi disponibil pe site-ul mediapoint.md. Iar despre fake o să vorbim mai departe cu interlocutorii mei de astăzi. Așa. Cum spuneam, în cadrul acestei exerciții de monitorizare, noi am încercat să ne uităm pe mai multe aspecte de ce ține de utilizarea social media în alegeri. Ne-am propus să ne uităm și peste dimensiunea de dezinformare și peste modul în care mass media a folosit paginile de Facebook pentru a comunica pentru a informa alegătorii. Însă cumva acest efort este unul destul de mare și masiv și respectiv o singură organizație nu este în stare sau are nevoie de multe resurse umane și efort pentru ca să fie în stare să facă o astfel de monitorizare. Deci m-am bucurat foarte mult atunci când am văzut că și alți colegi din alte organizații s-au uitat peste dimensiunea de social media, doar că din alt punct de vedere. Și aici aș vrea să-i dau cuvântul Victoriei Dodon, care împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent s-a uitat peste cum mass media a utilizat paginile sale de Facebook în comunicarea cu alegătorii sau cu cetățenii din Republica Moldova. Mulțumesc frumos, Livia. Bună ziua tuturor. Într-adevăr, în acest scrutin, Centrul pentru Jurnalism Independent a analizat paginile de Facebook ale mai multor instituții media, precum și paginile personale ale mai multor jurnaliști care activează la aceste instituții pentru a le urmări comportamentul pe această rețea socială în timpul campaniei electorale, dar și nemijlocit în ziua scrutinului și câteva zile după scrutin, din primul tur. Este pentru prima dată când CJI a făcut astfel de studiu, un astfel de exercițiu, cercetare, pornind de la faptul că rețelele sociale și Facebook în particular, pentru că pe el l-am monitorizat, sunt un canal important de circuit informațional și de consum informațional, deci un canal tot mai important. Iar în campaniile electorale, rolul rețelelor sociale în comunicarea mesajelor politice se amplifică și mass media este unul din actorii cheie în acest circuit informațional. Iar jurnaliștii sunt percepuți drept persoane publice, în sensul în care sunt investiți cu o anumită responsabilitate atunci când promovează anumite mesaje pe rețelele sociale. De aceea am vrut să ne uităm ce anume postează atât instituțiile media cât și jurnaliștii nemijlocit, cât de des o fac, ce tonalitate folosesc, așa cum ai menționat și tu despre tonalitate, neutră, pozitiv, negativ, dar mai ales în ce măsură aceste instituții și jurnaliști respectă normele etice și deontologice. Noi, în Republica Moldova, nu avem un ghid detaliat de utilizare a rețelelor sociale în interiorul breslei jurnalistice, dar avem un cod deontologic al jurnalistului cu un set de prevederi generale, care totuși condamnă, printre altele, implicarea jurnaliștilor în activități de partizanat politic, de război propagandistic, de război informațional de tip trolling, diseminarea mesajelor interzise de lege, precum discursul de ură, homofobia, discriminarea, antisemitismul, etc., propaganda politică, religioasă și agitația electorală. Deci toate aceste componente nu trebuie să se regăsească în comunicarea jurnaliștilor, considerăm noi, inclusiv pe rețelele sociale.
Deci noi am făcut două rapoarte, am publicat două rapoarte. Unul a vizat perioada 21-27 septembrie, deci este săptămâna care a precedat debutul campaniei electorale, care a început în 2 octombrie, și am analizat atunci 5 instituții media și 15 jurnaliști de la aceste instituții, după care următorul raport a fost în perioada, pentru perioada 29 octombrie, 4 noiembrie, deci câteva zile până la primul tur, ziua nemijlocită a primului tur și câteva zile ulterior, iarăși 5 instituții și 15 jurnaliști. Concluziile generale. Dacă mă refer la mass media, paginile de Facebook ale acestora sunt o replică a grilelor de știri publicate pe site-uri, în publicația print, în ziar sau difuzate la TV. Interesul pentru scrutinul electoral este unul sporit, mai ales în a doua perioadă, jumătate din numărul total al postărilor distribuite de aceste 5 instituții, deci de fapt sunt 9 până la urmă, dar dacă ține de a doua perioadă de scrutin, atunci jumătate din numărul total al acestor postări s-au referit la exercițiu electoral. Deci din tot ce au postat instituțiile media pe rețele, jumătate a vizat subiectul alegerilor. Cele mai multe postări au fost distribuite în ziua nemijlocită a alegerilor, iar cele mai puține în așa zisa zi a tăcerii, ceea ce confirmă abținerea colectivă a instituțiilor media din a comunica despre alegeri în ziua tăcerii, când știm că orice îndemne de a vota un candidat sau altul sunt interzise. Așa? O altă concluzie este că mai multe instituții media au încălcat normele deontologice, cele despre care am vorbit mai devreme, prin favorizare masivă, prin partizanat și prin propagandă în favoarea unui anumit candidat, și aici mă refer la posturile de televiziune Primul în Moldova și NTV Moldova și la publicația Komsomolskaya Pravda v Moldove. Pe de o parte au favorizat un anumit candidat prin postările lor, pe de altă parte au denigrat și au atacat un alt candidat în aceste postări. Astfel, ajungem la concluzia că rețelele sunt un instrument prin care, inclusiv mass media, poate contribui la construirea unei imagini pozitive sau negative despre un candidat sau altul și respectiv să contribuie la o decizie finală a internauților care își exercită dreptul de vot. În cazul altor instituții s-a observat în general o tonalitate neutră, atât în raport cu subiectul în sine, cu candidații, care inițial au fost mai mulți, deci față de toți, dar și s-a observat tendința de a oferi un spațiu egal. Dacă analizăm numerele de postări, atunci vedem că în cazul mai multor instituții media a existat un echilibru de postări care vizează un candidat sau altul, deci între toate aceste postări. A existat și o ușoară favorizare sau o ușoară defavorizare a unui candidat sau altul în anumite postări. Și aici, Livia, te voi ruga să vedem primul infografic. Noi am publicat și două infografice în baza celor două rapoarte realizate. Da, mulțumesc. Deci pe stânga, în prima coloană, vedeți primele 5 instituții media care au fost monitorizate în prima perioadă, 21-27 septembrie, numărul de postări al fiecărei instituții și putem vedea, precum am spus, Primul Moldova și NTV Moldova, prin postările lor au favorizat în proporție destul de mare candidatul Igor Dodon sau Partidul Socialiștilor. Da, la Primul în Moldova, de exemplu, 61% din numărul total de postări, iar la NTV Moldova 65%. Celelalte trei instituții au comunicat mai puțin sau au distribuit mai puține postări legate de campanie și respectiv toate au fost în mare parte neutre. Și dacă ne referim la al doilea infografic, am decis să continuăm să monitorizăm postul de televiziune Primul în Moldova și am completat cu alte instituții media și observăm că primele trei din prima coloană au informat în mare parte neutru, iar Primul în Moldova și Komsomolskaya Pravda au continuat să facă
propagandă, să favorizeze masiv, să facă partizanat politic, respectiv să încalce prevederile deontologice care există astăzi, general, da, asumate de comunitatea jurnalistică. O categorie distinctă din prima perioadă de postări ține de rezultatele sondajelor. Am ajuns la concluzia că rezultatele aceluiași sondaj pot fi sau sunt prezentate diferit, din diferite perspective, de diferite instituții media, și asta poate fi făcut foarte ușor pentru o postare scurtă în care interpretezi rezultatul sondajului așa cum dorești, cum ai avea nevoie. Ce influențează în mai ales electoratul indecis, care ne imaginăm face scroll, da? Navighează pe pagina de Facebook, citește superficial postările în care se prezintă sondajele într-un fel anume sau altul și își fac anumite concluzii. Dacă să mă refer la a doua perioadă de monitorizare, cea care vizează zilele din jurul primului tur, atunci o categorie distinctă pentru această perioadă au fost meme-urile politice, inspirate în special din discursul candidatului Igor Dodon, despre punga neagră, așa zisul culioc, electoratul paralel, porumbeii și coțofenele, și a mai fost și ghicitul în ouă, deci le cunoaștem pe toate. Toate acestea au fost amplificate inclusiv de instituțiile media și de jurnaliști prin distribuire și pe alocuri expunerea opiniei referitor la aceste mesaje sau subiecte. Da? Iar alte elemente distincte pentru instituțiile media a fost, bunăoară, în cazul Agora sau Ziarul de Gardă, am observat o deschidere mare pentru jurnalismul cetățenesc. În ziua alegerilor ei au îndemnat cititorii, internauții să trimită fotografii, imagini video de la secțiile de vot, precum și reflectarea votului în diasporă. A fost o reflectare masivă a prezenței cetățenilor și rezultatelor finale în acest sens. Dacă să vorbesc pe scurt despre paginile personale ale jurnaliștilor, și aici avem câteva concluzii, în general s-a postat diferit, un volum diferit, da, de la persoană la persoană. Unii au preferat să vorbească mai multe despre campanie, alții mai puțin. O bună parte dintre jurnaliști folosesc Facebook-ul drept instrument de promovare a propriilor articole, da? Deci lucrez la o anumită instituție, am publicat o știre și o distribui și pe pagina mea de Facebook. La fel, cele mai multe postări în cazul jurnaliștilor au fost distribuite în ziua alegerilor și, o concluzie importantă, jurnaliștii au îndemnat oamenii bunoară să iasă la vot, să participe, dar niciunul dintre jurnaliști nu a îndemnat publicul, cetățenii, să voteze un candidat anume, și asta este o concluzie importantă după părerea noastră. Printre subiectele populare, printre jurnaliști, a fost exprimarea votului și, în special, îndemnul ca și ceilalți să iasă la vot, admirația pentru diasporă, că a făcut istorie, șapoba, s-a revăzut în multe dintre postări, munca din culisele redacției în ziua votului, unii jurnaliști au preferat să aducă discuțiile în albia Comsomolului și a teoriilor conspiraționiste despre coronavirus, deși, la fel cum ai menționat și tu, subiectul pandemiei nu a fost atât de prezent, în special în cadrul a doua monitorizare, în perioada a doua de monitorizare, deci cumva a fost înțelegerea că aceste alegeri vor exista și trebuie să mergem, vor avea loc și trebuie să mergem să ne exercităm votul indiferent de pandemie sau nu. În final, o concluzie generală este că este nevoie de reconceptualizarea statutului rețelelor sociale în codul deontologic. Este nevoie de o mai mare autoreglementare a felului în care breasla jurnalistică se comportă pe rețelele sociale. Rezultatele monitorizărilor noastre generează un șir de întrebări. Dacă jurnalistul își termină ziua de muncă la ora 6 când iese din redacție, după care poate face orice vrea, da, pe rețele și se poate expune,
dacă poate să, nu știu, să participe la proteste și să-și exprime iarăși poziția politică pro, contra, față de ceea ce se întâmplă. Și în final, noi încurajăm și jurnaliștii, instituțiile media trebuie să fie încurajate să respecte normele deontologice, pentru că abateri de la normele despre care am vorbit mai sus, chiar și pe rețele, sunt de condamnat și este un spațiu foarte larg de discuții în acest sens. Mulțumesc, acestea ar fi concluziile generale, pot să intru în detalii dacă e nevoie. Ok, probabil o să discutăm mai pe larg în sesiunea de discuții. Cum ziceam, social media poate fi utilizată în scopuri pozitive pentru a ajunge cu mesajul politicienilor și a partidelor către un număr mai mare de alegători, dar în același timp sunt alți actori care folosesc aceste instrumente cu alt scop, și anume pentru a promova informații false referitoare la unii sau alți candidați, informații false referitoare și la multe alte teme, în afară de astea electorale. De asemenea, ei sunt cei care lansează un zvon sau o știre falsă pe rețele socializare, iar noi, cetățenii care redistribuim aceste știri, câteodată nefiind în cunoștință de cauză că este fals sau nu, sau nefiind atenți, cumva participăm și noi la răspândirea informațiilor false prin intermediul rețelelor de socializare. Dar mai multe despre asta vreau să ne povestească Lilia de la Asociația Presei Independente, pentru că ei sunt cei care monitorizează falsurile care apar pe online-ul moldovenesc și respectiv, Lilia, te rog să ne dai mai multe detalii. Da, mulțumesc. Noi la API, în special prin intermediul portalului Stop Fals, monitorizăm intens dezinformările și acele informații manipulatorii și tendențioase care apar. Însă, în special în această perioadă electorală, ulterior campania electorală, într-adevăr am stat cu ochiul pe acele minciuni, dezinformări, manipulări care au fost virale atât în media afiliată politic, cât și în rețelele sociale. Vreau să vedem acel pliant mult discutat. Ceea ce am observat noi în aceste alegeri e că, spre deosebire de scrutinul prezidențial din 2016, atunci când valurile de dezinformări erau mai mari în rețelele sociale, și ne aducem foarte bine aminte de acea minciună cu venirea celor 30.000 de sirieni, care a avut un impact major în rețelele sociale și unde internauții au crezut și au diseminat la greu minciuna respectivă, până când au venit reacții atât din Germania, de la cancelarea Angela Merkel, fiind solicitată de către jurnaliștii care au verificat faptele. Spre deosebire de campania trecută, vă spuneam, în campania aceasta, minciunile, dezinformările, informațiile manipulatorii au fost întâi vociferate de către politicieni, fie că în briefing-uri de presă, fie că în emisiuni televizate. Ulterior, aceste dezinformări erau preluate de către jurnaliști, făcându-se reportaje, știri. După aceea, politicienii veneau și cu postări în rețelele sociale și mă refer chiar candidații sau, în cazul de față, candidatul Igor Dodon și colegii săi de partid, fiind chiar deputați. Deci, aceleași dezinformări, precum că, spre exemplu, va fi lichidată limba rusă din curricula școlară sau că oamenii nu vor mai primi acele prestații sociale, precum pensii și salarii, erau întâi spuse de către politicieni, după aceea, vă spuneam, erau rostogolite de către media afiliată politic și în rețelele sociale.
Asta ar fi o caracteristică distinctă față de scrutinul precedent, când erau aruncate dezinformări mai întâi în rețelele sociale, și oamenii diseminându-le intens. Și aici cred că îți dau dreptate, cum spuneai și Lilia, și Livia, datorită acelor restricții pe care le-a impus compania Facebook la postarea unor informații. O altă caracteristică a fost că în această perioadă au apărut sau s-au uivit ca ciupercile după ploaie sau și-au amplificat publicarea dezinformărilor pe unele site-uri pe care noi nici nu le cunoșteam, și nu vorbim de site-uri de știri false, dar portaluri care vedeam noi ca un puternic caracter politic, ținând partea unui partid și unui candidat. Spre deosebire tot de scrutinul prezidențial trecut, ceea ce am văzut noi în acest an, sau caracterul dezinformărilor, a fost unul local. De exemplu, dacă în scrutinul precedent au fost multe dezinformări, precum că vin sirienii, Statele Unite se implică în alegeri, Europa se implică în alegeri, în această campanie electorală au fost mai mult minciuni și dezinformări, precum am menționat și anterior, că se vor tăia pensiile, se vor lichida primăriile, se vor lichida satele, deci dezinformări având caracter local, și totodată s-au amplificat campaniile în care au fost discreditate, au avut un puternic, haideți să spunem, discursul la ură a avut o creștere semnificativă, discriminarea, femeile au fost înjosite sau familiile care nu au copii. Dezinformarea a mers mână-mână cu discursul la ură și asta a fost o altă caracteristică acestei campanii electorale. Spre binele internauților și spre binele nostru, al publicului alegător, am văzut că în această campanie biserica nu a fost atât de evidentă în promovarea dezinformărilor, așa cum a fost evidentă în campania trecută sau în perioada aceasta a pandemiei, când am văzut biserica s-a implicat. De data aceasta nu prea am văzut să vină fețele bisericești cu mesaje care ar dezinforma sau care ar denigra un candidat. Ceea ce ne-a bucurat totodată în campania, în respectiva campanie electorală, că publicul internaut a fost mult mai receptiv. Pe de o parte, nu a crezut în toate dezinformările care erau în rețelele sociale, dar am observat că și la noi, la portalul Stop False, veneau prin intermediul atât rețelelor sociale, paginii noastre sau grupului nostru, cât și pe site-ul, pe portalul Stop False, veneau multe semnale. Cert este că oamenii puneau la îndoială toată informația pe care o vedeau ei, fie că în presa afiliată, fie în rețelele sociale, ceea ce ne-a bucurat. Ne-a bucurat, vă spuneam, făcând această comparație cu alegerile trecute, când revin la acea minciună cu 30.000 de sirieni, a fost crezută de foarte multă lume, iar impactul ei l-am văzut în rezultatul alegerilor din 2016. Spre deosebire de anul acesta, minciunile acestea au fost puse cumva la îndoială de către oameni, beculețul roșu s-a prins și a ținut mai mult la ei, ceea ce ne bucură că a crescut gradul de conștientizare a pericolului dezinformării, și credem noi că, virgulă, cu eforturi comune, atât organizațiilor non-guvernamentale, a crescut și nivelul de educație media a cetățenilor. Vreau să punem și acea imagine. Ceea ce i-aș ruga pe internauți, în general, publicul cititor, să fie atenți, să se documenteze din surse media credibile, și atunci, sau înainte de a distribui o informație în rețelele sociale, să se gândească dacă este adevărată sau nu, să verifice pe site-urile, portalurile, de unde ei de obicei se informează.
Iar dacă nu sunt sigur, vă rog tare mult, nu distribuiți, dar să ne semnaleze nouă. Noi avem pe site-ul stopfalse.md o rubrică cu semnale, unde ei ne pot accesa, atât pe rețelele sociale, pe pagina noastră, și noi vom fi cei care, prin instrumente jurnalistice, vom documenta informația și vom vedea dacă este una reală sau nu. Mulțumesc și eu. Mersi tare mult, Victoria și Lilia. O să încerc acum să conectez și colegul nostru din Slovacia. Rasta, could you please unmute me from Zoom? Am putut. Okay. It's done. Rasto, we are back to you. I hope that you were all able to listen to us and yes. To see the subjects and the topics that we covered. Yes. Cristina, te rog, traduci. Yes, it was very interesting to hear both presentations. Maybe just a couple of quick comments, if you allow me to. A fost foarte interesant să ascult ambele prezentări și, dacă îmi permiteți, am câteva întrebări scurte pentru dumneavoastră. So I think both Victoria and Lilia discussed, of course, important aspects of the role of social media and journalists in that respect in the elections. Cred că ambele, Victoria și Lilia, au monitorizat și au vorbit despre aspecte importante ale jurnaliștilor și activităților pe social media. And of course, when it comes to journalistic ethics, I think that it would be indeed very useful to have some guidelines when it comes to journalists posting on social media. Și când vine vorba de etica jurnaliștilor, cred că ar fi într-adevăr util să avem un regulament care ar ghida aceste postări ale jurnaliștilor pe social media. What we see perhaps in other countries is that usually respected media outlets ask journalists to, when they are using social media, to distinguish, to use their personal social media profiles, if they want to express their personal opinions. De obicei, în alte țări, companiile respectabile de media, companiile TV, cer angajaților lor să folosească profilele lor personale de social media în cazul în care vor să-și exprime o părere oarecare. Because I personally don't believe that if you are a you can be journalist until 6 o'clock and then after 6 o'clock you are not a journalist anymore, you are a private citizen. I think you are a journalist all the time. So I think it will be perhaps important to establish this type of criteria. And as I said, what we see elsewhere is that serious media houses ask these journalists to have their own personal social media accounts. Și pentru că cred că, desigur, nu ești jurnalist până la orele 6 când ești la serviciu. După orele 6 nu încetezi să fii jurnalist, ești jurnalist tot timpul. De aceea cred că este important ca companiile media să stabilească aceste criterii pentru angajații lor și să fie de acord ca angajații lor să posteze în timpul lor liber pe profilele lor personale.
When it comes to Lilia's presentation, I'm also very encouraged to hear that audience in Moldova is already more literate when it comes to disinformation. În ceea ce privește prezentarea Liliei, sunt destul de încurajat de această informație pe care am auzit-o, că într-un fel publicul de Moldova este mai educat în ceea ce privește informațiile false sau verificarea anumitor informații. At the end of the day, it's you know, we are all responsible to be able to understand and not to share information which is of dubious character, which is of dubious content. So I think this is also thanks to organizations like Lilia's, but also of course Media Point and Center for Independent Journalism, that people are more aware of these negative trends. Și la spune, de fapt toți suntem responsabili să nu distribuim informații dubioase, informații vine și de informații strani, și cred că acest nivel de conștientizare a publicului vine grație eforturilor companiilor media și asociațiilor ca cele reprezentate de Lilia, de a informa și de a educa publicul să nu distribuie asemenea informații dubioase. Și grație eforturilor lor se pare că s-a ajuns la un nivel mai bun. So maybe a couple of these quick reactions. Thank you very much. Asta a fost din partea mea, reacții și comentarii. Vă mulțumesc mult. Ok. De fapt, eu, ascultându-vă pe voi, mi-am notat câteva întrebări aici. Și prima ar fi pentru tine, Lilia. Ziceai că prin rețelele de socializare sunt distribuite aceste falsuri, fie că mai întâi apar pe rețelele de socializare, după care sunt preluate, sau invers, sunt generate deja de către politicieni. De fapt, am observat și noi chestia asta în cadrul monitorizării pe care am făcut-o. Câțiva dintre candidați a fost, de fapt, unul dintre candidați a fost cel care a lansat diferite afirmații nefondate contra unui alt candidat, după care, cum ziceai și tu, acestea au fost, fie erau preluate și secvențe video scurte din acele intervenții și republicate mai departe, fie că erau și postări text în care erau menționate aceste lucruri. Deci, până la urmă, este factorul uman cel care generează și distribuie aceste informații, dar mă gândeam la rolul platformelor sociale. De exemplu, poate nu atât Facebook, poate, cât și alte platforme, pentru că ce am observat noi este că, cum ai menționat și tu în discursul tău, pe Facebook a fost mai puțin. Noi am observat că pe YouTube, de fapt, anul ăsta a crescut nivelul de dezinformare față de alte platforme. Canalele care aveau videouri de-astea obscure apăreau, practic, în fiecare zi, mai ales în apropiere de turul 2. Și aici aș vrea să te întreb opinia ta, pentru că voi ați monitorizat acest aspect în cadrul campaniei. Ce ar trebui să facă rețelele sau platformele ca să diminueze acest flux de dezinformare și dacă ele în general sunt în stare și au capacitatea de a interveni cumva în reducerea dezinformării care are loc, cel puțin pe timpul campaniei electorale, dacă nu în general? Eu cred că cu eforturi comune aceste companii mari precum YouTube, Twitter ar putea să gestioneze dezinformarea în general, dar și în campaniile electorale, bunoară cum a făcut-o Facebook și Instagram. E multă muncă în spate, știm noi că este o colaborare dintre rețeaua Facebook și rețeaua internațională de fact-checking și acolo jurnaliștii și cercetătorii lucrează, analizează care informație este adevărată sau nu, când apare în Facebook ceva și după aceea se dă parafa că informația este corectă sau nu. Cred că asemenea elemente pot introduce și celelalte companii. Într-adevăr, ai menționat corect, în YouTube au apărut diverse videouri obscure care, pe de o parte, dezinformau, de altă parte, denigrau
candidații și ținta acestor denigrări a fost în mare parte Maia Sandu și Renata Usatăi, un instrument des folosit și foarte des folosit de către unii deputați a fost Telegramul. Și canalul de Telegram a fost instrumentul, de exemplu, utilizat de Bogdan Țârdea. Bogdan Țârdea atunci când prelua și multiplica mesajul colegului său candidat Igor Dodon, neapărat făcea acest lucru pe Facebook și pe Telegram. Telegramul a fost un alt instrument de diseminare a acestor informații false și tendențioase. Da, cred că făcând echipă cu jurnaliștii și cu fact-checkerii, persoanele care verifică informația, cred că aceste companii mari își pot purifica un pic spațiul ca, vă spuneam, atât în campaniile electorale, dar și în general să fie o informație mai selectă. Mulțumesc. Victoria, și pentru tine am o întrebare. Mai multe rapoarte, cum este barometrul opinii publice, sondajele care le fac cei de la IRI, indică faptul că moldovenii tind să se informeze tot mai mult de pe rețele de socializare decât din mass media tradițională. Voi la fel ați monitorizat paginile de Facebook ale câtorva dintre companiile media din Republica Moldova. Și întrebarea mea ar fi, în ce măsură putem să avem încredere sau putem să considerăm aceste pagini de Facebook drept o sursă de informații veridică sau pe care putem să contăm și să percepem ca fiind adevărată. În contextul în care tot mai mulți oameni tind să se uite mai mult pe Facebook și să informeze de acolo decât pe site-urile de știri și televiziuni. Eu spuneam că paginile de Facebook reprezintă o oglindă, da, a politicii editoriale a instituțiilor media. Și atâta timp cât vom avea tabere, dacă pot să-i zic, instituții afiliate politice, instituții care favorizează evident un candidat sau o persoană, un partid, altele care favorizează alt candidat, partid, etc., altele care încearcă să-și mențină acest echilibru, da, instituții independente, atâta timp vom avea aceeași imagine și pe rețele. Pentru că nu putem spune că, nu știu, 70, 80, 90% din informațiile pe care le distribuie instituțiile media, da, pe rețelele lor sunt absolut credibile, deci urmăriți-le doar pe ele. Bineînțeles că îndemnul de a te informa din mai multe surse este valabil și o bună parte din mass media, din cele afiliate politic, își promovează aceste mesaje fie la ecran, fie pe site și nemijlocit pe rețelele sociale. Deci, până la urmă, salvarea, să zic, după părerea mea, este discernământul celui care utilizează aceste rețele, de a urmări mai multe pagini ale mai multor instituții media, cum ziceam, nu pur și simplu de a naviga peste postări care sunt scurte, care pot prezenta concluzii subiective, interpretate, așa, de a intra în esență, de a certi articole și a distinge informația. Noi, în cadrul monitorizării, am observat și un fals distribuit de posturile TV Primul în Moldova și NTV Moldova legat de vaccinul rusesc și reacția OMS la acest vaccin, un mesaj care a fost pur și simplu interpretat de instituțiile media, da, Organizația Mondială a Sănătății, care a spus că salută eforturile Federației Ruse, deci încercările de a elabora acest vaccin, și aceste două instituții media care au făcut știri și respectiv le-au promovat pe Facebook cu mesajul că Organizația Mondială a Sănătății oarecum și-a dat avizul sau da, și-a dat acordul, deci și-a exprimat susținerea, aprobarea și susținerea față de acest vaccin, ceea ce este un fals. Și
Din păcate, deocamdată nu putem fugi de astfel de mesaje, nu le putem interzice, evident, nu, dar este adevărat că informarea pe online prinde tot mai mare teren în, conform sondajelor, deși oricum televiziunea rămâne pe primul loc drept sursă importantă. De informare. Da. Da. Și o întrebare, de fapt, pentru ambele, la care o să încerc și eu, de fapt, să-mi zic opinia. În calitate de monitori, hai să zic așa, sau de cei care au observat, au monitorizat ce se întâmplă pe campanii, pe social media în cadrul campaniei electorale, dar în același timp și reieșind din ce s-a menționat anterior referitor la necesitatea de a avea o reglementare a ceea ce se postează pe rețelele de socializare. Care au fost provocările pe care le-ați observat voi sau cu care v-ați confruntat atunci când fie că ați încercat să luptați cu fake news-ul și dezinformarea și în exercițiu de a monitoriza ce se întâmplă cu paginile de Facebook ale instituțiilor media și cum acestea sunt utilizate de către ei. Care au fost provocările sau dificultățile care le-ați întâmpinat în acest proces? Nu știu dacă aș numi o provocare, dar ceea ce am văzut noi sau în procesul de documentare sau de dezmințire a unui fals sau informații tendențioase, am văzut că impactul dezmințirii este cu mult mai mic față de impactul dezinformării, deoarece cei drept vine mai târziu, dar comentariile și aprecierile dezinformării sunt mult mai multe. Ce cumva ne îngrijorează, dar și vedem că în timp ce o minciună face în conjurul lumii, adevărul vine cu greu din urmă. O altă provocare a fost că instituțiile, în general instituțiile statului, reacționează foarte greu atunci când e nevoie să dezmintă dacă informația e la ei și noi o solicităm, fiind invocate. Și este o regulă generală, nu doar în campania electorală, fiind invocat acel termen pentru noi ucigaș de 15 zile lucrătoare, calendaristic ar fi 20 de zile. Uh-huh. Nu poți să dezminți o informație în campania electorală în 20 de zile calendaristice și mai avem experiența când ni se dau niște informații formale doar pentru a bifa ca o dată, fără să răspundă la întrebările pe care le-am solicitat noi. Și o altă provocare, în special pentru jurnaliștii de investigații sau cei care documentează astfel de dezinformările în general, e că mai greu acum putem verifica imaginile postate în rețelele sociale, fiindcă datorită acestor reglementări impuse de Facebook, nu mai putem ști metadatele imaginilor, unde au fost făcute, când au fost făcute, Facebook-ul calificându-le ca informații private. Și asta este o altă provocare pentru noi. Uh-huh. În cazul nostru, noi am observat că sunt instituții media care publică, distribuie postare și peste câteva ore o șterge. Și asta este o dificultate atunci când monitorizezi în timp, da? Retrospectiv, sau dacă nu șterg, atunci arhivează aceste știri. Uh-huh. Și asta, bineînțeles, are un impact asupra monitorizării și nu prea înțelegem de ce se face acest lucru. Rămâne o întrebare deschisă. În rest, aș spune că pur și simplu este un volum foarte mare de postări care trebuie analizate. Într-adevăr, se comunică mult pe rețele și subiectele sunt variate. Deci atunci când strângi tot brutul informațional și încerci să extragi de acolo niște concluzii, este dificil, dar ne-am convins că este fezabil și că în continuare este necesar să facem acest lucru.
Ca să completez cele menționate de tine, într-adevăr, volumul de postări este foarte mare. Subiectele abordate în aceste postări, la fel, este destul de mare. Noi am încercat în exercițiul nostru de monitorizare să venim cu o listă predefinită de subiecte și inițial planificam o listă de vreo 20 de subiecte, dar spre final am ajuns la vreo 40 de subiecte pe care le tot identificam în postările candidaților și ale partidelor. Îmi dau seama că la mass media e și mai mare lista asta de subiecte abordate, mai ales de misiunea socială și altele. De asemenea, noi am avut acces la statisticile postărilor și la conținutul postărilor, deci prin instrumentul ăsta CrowdTangle pe care l-am folosit, descărcam și analizam deja informația offline, dar cum menționați și tu, postările sunt vii, deci ele fie că sunt, cresc numărul de interacțiuni, crește numărul de comentarii, de asemenea ele pot fi șterse sau pot fi ascunse. De aceea, pentru noi la fel a fost o provocare acest aspect, faptul că dacă vrei să te întorci înapoi să mai revezi o postare într-o anumită perioadă și vedeai că intrai și vedeai că postarea a fost ștearsă sau pagina nu mai este disponibilă, atunci cumva efortul ăsta depus se ducea, deci era inutil practic. Și ambele ați menționat despre faptul că este necesară o reglementare într-un oarecare mod a ceea ce se întâmplă pe social media. Probabil aici instituțiilor de stat le-ar fi destul de dificil să facă un astfel de efort în cadrul la campanie electorale și va fi nevoie și de implicarea altor actori pe lângă cei care se ocupă de audiovizualul online, dacă pot să zic așa. Dacă pot să precizez, noi optăm pentru autoreglementare, ceea ce înseamnă existența acestor ghiduri, coduri, da? Deci noi, între noi, breasla jurnalistică, să ajungem la anumite norme pe care noi să le respectăm. Eu fug de reglementare pentru că noi știm foarte bine că de multe ori intențiile statului de a controla ceva se pot finaliza cu un control prea mare, cu restricții, cu cenzură, etc., etc. Noi urmărim îndeaproape anumite inițiative ale unor instituții ale statului de a reglementa cumva proiecte de legi, luptă cu fake news și suntem destul de reticenți pentru că limita dintre libertate de exprimare și cenzură, da, deci această barieră între aceste două noțiuni este una foarte, foarte fină și este un risc foarte mare de a fi depășit, de aceea cu atenție. Dar bineînțeles că trebuie întreprinse acțiuni. Vreau să zic că este fină în Republica Moldova, într-un stat democratic precum Germania, ei 3 ani în urmă au adoptat o lege prin care reglementează discursul de ură și dezinformare, acolo unde știm că democrația lucrează. Uh-huh. La noi, într-adevăr, dacă se impun astfel de restricții, teamă mi este că vor fi foarte multe abuzuri. Am înțeles. Rasto, do you hear us? Ok. Control is not possible in Moldova because the democracy. Vreau să ofer cuvânt lui Rasto, expertului nostru, colegului nostru și expert Memo 98, care a fost împreună pe parcursul la tot efortul nostru de monitorizare a campaniei electorale. Rasto, if you can hear me. I hope you got a glimpse of what we have been discussing here today. And if you want to have a final intervention for this event, please. Yes, well, again, I think this is very good that such expert discussions are organized after elections, and I think this is clearly a very, very important topic. Da, mulțumesc. Cred că este foarte bine că asemenea discuții sunt organizate după petrecerea alegerilor. Cred că este un subiect destul de important. As we speak, there are important proposals discussed at the European Union, in particular the Digital Services Act, the action plan
So I think this will have obviously some impact on this topic. This will have impact on the future elections, and I think that you know, we should remain focusing on this. We should remain monitoring and you know, hoping that more and more people will actually get to the level of digital literacy, that they would that, you know, the issue of disinformation will not be such a big problem in the future elections. Da, și sunt de asemenea de acord că toate aceste propuneri sunt importante. Vreau să menționez că în Uniunea Europeană urmează să fie aprobat actul serviciilor digitale și planul de acțiuni de implementare acestui act, acestui legi. Și credem că asemenea lege, asemenea act va avea un impact major în practica europeană și în alegerile viitoare. De asemenea, cred că trebuie să monitorizăm în continuare rolul acestor social media în procesul de alegeri și să fim focusați în continuare pentru a combate aceste fenomene negative și sperăm că pe viitor educația digitală a cetățenilor va crește până la un așa nivel că ei să-și dea seama imediat atunci când văd o știre falsă sau o campanie de denigrare, fără de a mai fi nevoie de regulament. Thank you very much. Thank you. Asta fiind spus, vă mulțumesc foarte mult. Okay. Eu vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența voastră astăzi și pentru constatările pe care le-ați prezentat astăzi și sper că în ulterioarele campanii electorale efortul nostru comun va aduce și roade și, cum menționați anterior, și cetățenii vor fi cei care vor fi mai informați și vor putea să-și facă o alegere politică informată. Mersi tare mult!